Bună dimineața, doamnelor și domnilor, sunt Mihai Daniel, bun venit pe canalul meu. Nu fă asta, așteaptă semnalul. Când spun acest lucru, spun nu intra short în Bitcoin și nu lua poziții gigantice long încă. Așteaptă să vezi finalul de lună. Nu știu de ce, dar am senzația că finalul acestei luni este mai important decât orice lună până acum, da? Pentru că ar putea fi semnalul de începere a perioadei parabolice pentru piața cripto. Și înainte de a vă spune cum identificați acest semnal, vreau să-i urez un sincer la mulți ani soției mele. Draga mea, iubita mea Cătălina, îți mulțumesc pentru acești aproape 25 de ani minunați. Îți doresc tot bine din lume, te iubesc mult și îți mulțumesc că ești alături de mine prin lume și că experimentăm lucruri frumoase împreună. Ceea ce vă doresc și vouă, dragilor, o relație de care să vă bucurați întreaga viață, oameni dragi cu care să puteți merge și vedea minunățiile acestei luni, acestei luni, pentru că merită. Bun, hai să revenim. În general, da, sunt semne când lucruri majore se întâmplă. Iar semnele, pentru cei care nu sunt atenți la ele, sunt așa. Marile instituții cumpără. Cumpără, se vede, de multe ori n-ai cum să o ascunzi. Foarte multe companii și mari jucători au cumpărat, au făcut mișmașuri, au făcut aranjamente care nu au fost publice. Însă acum totul este public. Da? Adică Germania a vândut 50.000 de bitcoin. A fost public, s-a văzut pe blockchain. Da? BlackRock-ul anul ăsta a strâns aproape 330.000 de bitcoin. E public, se vede, adică intri pe Arkham și vezi lucrul ăsta. Nu doar ei, dar întreaga piață de ETF-uri e aproape la 1.100.000 de bitcoin. Da? Deci sunt niște semne. Acum, gen, dacă vrei să ai succes în general, nu, imită ce fac oamenii de succes. Practic, aceste instituții au cumpărat la vedere anul acesta. Eu cred că ei au cumpărat și anul trecut când erau discounturi majore, gen vara trecută când Bitcoin-ul era la 26, 27, 30 de mii, nu? Este evident că au cumpărat, doar că atunci nu au bătut toba, gen, bă, vedeți că noi cumpărăm, nu știu ce. Dar acum toba este bătută, iar ăsta este un semnal pentru retail, pentru toți investitorii din piață, băi, băieți, vă gândiți, vă hotărâți, haideți și voi că, na, trenul nu stă în gară foarte mult. Semnalul, da, pe care trebuie să-l așteptăm, în primul rând, este modul în care Bitcoin închide această lună. Mai avem aproape o săptămână, da, o săptămână și o zi. Practic, miercurea viitoare începem noua lună, da, august. Ce mă interesează pe mine extrem de mult este modul în care Bitcoin va încheia luna iulie. Da? Pentru că luna iulie, dacă vă amintiți, în data de 5, piața a generat o mega oportunitate. Bitcoin nu sub 54.000, iar toate monedele erau mega ultra tăvălite. Da? Deci orice cumpăra, imaginați-vă că mergeți într-un supermarket și toate încep de la 25% discount până la 93-94%. Da? Cam ăsta era filmul lunii astea. Adică, tradus liber, mega oportunitate. Sunt oameni care au profitat de această oportunitate, sunt oameni care au zis, bă, și dacă mai cade 50%, îți dai seama, le cumpărăm pe degeaba. Ok. Deci a venit acea oportunitate. Acum nu suntem la 1000 de dolari cu Bitcoin mai sus, nu suntem la 2000 de dolari, nu suntem la 5000 de dolari, nu suntem la 10.000 de dolari, da? Suntem la aproape 13.000 de dolari mai sus, da? Am atins 58.000 și ceva, sumă pe care n-a atins-o Bitcoin în viața lui în luna iulie. Dacă Bitcoin-ul închide această lună peste 70.000, e un semn, peste 71.000, deja e, scrie clar, băi, hello, vedeți că am închis clar peste orice all-time high de până acum luna. Da? Una este să atingi în cursul unei luni un all-time high și alta este să închizi luna peste acea medie, da? Deci să ai o medie istorică. Da?
Bitcoinul nu a închis niciodată, niciodată nu a terminat luna iulie peste 70.000 de dolari. Singura lună când am avut asta a fost martie, da? Un semnal puternic de piață, dar piața venea deja după o alergare extrem de puternică, după un maraton de 7 luni de zile. Acum s-a răcorit. A avut aprilie, mai, iunie, o parte din iulie, da? Deci aproape aproape 4 luni de zile de corecție. În altă ordine de idei, da? Unul din pericole este că piața ar putea mima o corecție, ar putea mima ceva. Da? În general, e bine să aștepți confirmările de la piață înainte să iei o decizie. Acum, toți cei care ați intrat în poziții gen la 54-55 de mii spun că reper, că poate ați luat altceva, da? Da, e bine să te gândești, băi, când îmi încasez profiturile? Iar din punctul meu de vedere, principala confirmare va veni săptămâna viitoare în funcție de cum vom închide luna. De asemenea, ETF-urile pe Ethereum și la Ethereum trebuie urmărit cu atenție ce face. E posibil să aibă soarta lui Bitcoin, care după ce s-au aprobat a avut o corecție, da? Nu exclud treaba asta, nu aș vedea Ethereum mai jos de 2800-2900 de dolari, zonă care ar putea să fie zonă de oportunitate. Da, este posibil să aibă o corecție, da? Pentru toți cei care cred că dacă Ethereum începe tranzacționarea ETF-ului a doua zi deja este 6.000-7.000 de dolari, nu vreau să vă dezamăgesc, dar nu vă așteptați să se întâmple asta. Pentru că e foarte posibil să nu se întâmple lucrurile chiar așa. Pentru toți cei care aveți idei gen, bă, am bani puțin, dar ce-ar fi să folosesc leverage la maxim, vă sfătuiesc să fiți atenți, pentru că veți fi primiți cu mare drag de exchange-uri drept lichiditate. Știți? Veți fi băieții aia care aduc banii, care fac contribuții, iar exchange-urile vă vor fi recunoscătoare pe veci. Da? Dacă piața închide luna așa cum trebuie, foarte probabil lunile ce urmează vor fi luni parabolice. Foarte probabil. Luni parabolice înseamnă că Bitcoin-ul va începe și el ușor-ușor să o ia în sus, Ethereum ușor-ușor-ușor să o ia în sus, după care ușor încep să se miște și altcoin-urile, după care, probabil, la sfârșit de petrecere, tot ce atingi, gen, scoți, nu știu, 3 paie de la mătură, le faci monedă, 5x, 10x, da? S-a întâmplat, se va mai întâmpla, poate o să apară și alte narrative, da? Dar foarte important este să fim răbdători, să fim disciplinați, să avem targeturile setate. Știți că vă spuneam, hei, ieri, când fac exit? Păi, trebuie să ai un plan ca să știi când faci exit, nu? Trebuie să știi în ce ai investit, cât valorează, ce ți-ai propus să faci, lucruri de genul ăsta. Oricum, eu vă țin la curent, dragilor. Vă doresc o zi minunată, aveți grijă de voi, toate cele bune!